orientăm una de criză. Suntem în cea mai tare epocă. Hai, România! În epoca asta, în 2010, parcă sărăcia cu nimic nu trece. În epoca asta, nu știu cum să spun, dar îți trebuie numai sfoară și săpun. Ne spun guvernanții să strângem cureaua, dar îndemnul ăsta sună cam ca beaua. Că ei huzuresc, burta li-i sătulă, și de noi poporul îi doare drept. Îmi pune tot la suflet și se înspăimântă bietul de șomer rămas fără muncă. Îl jupoaie fiscul și ar lua, vă jur, dacă s-ar putea și pielea de pe cursul valutar. Iar a stabilit cum că bietul leu e tare jigărit. Euro se ia cu el la întrecute și pe unde-l prinde, repede îl fură toți pe rupte. Mai ales cei mari și se fac de grabă buni parlamentari, iar de acolo dau legi să ne îndoaie de neustură fraților la coala de hârtie. Nu suportă, știm, cum unii pe alții ne bălăcărim. De avem putere, la cam ni se suie și la toți din jur le dă multă munca de partid. Este tare grea și ne-o face, frate, oricine ar vrea. Pentru asta trebuie, femeie sau bărbat, să te înveți de grabă, să mănânci căcare ar vrea acum. În 2010, cu repeziciune, ridic ea să sfrece. Trebuie să știe, de nu-i dus cu plută, că ea e mai mică cu 25%. Și e epoca asta, care-i tare grea, ori de ești în țară, ori pleca din ea. Nu-ți trebuie nimic, nu știu cum să spun, poate doar o sfoară și un pic de săpun. Nu-ți trebuie nimic, nu știu cum să spun, poate doar o sfoară și un pic de săpun, mă. Hai, mă, și așa!